Noi cum suntem? Unde ne aflăm noi în acest climat? Cu piața sau cu... Și cu piețele angoli. Păi unde să ne aflăm? Noi au venit niște investiții străine acum, foarte bine. Avem PNRR-ul care nu știu când mai urmează niște tranșe și trebuie cu niște pensii speciale și trebuie cu niște reforme care nu se fac. Ăștia fac orice ca să nu le facă. Asta e. Pericol cel mai mare pentru România sunt guvernanții. Ăștia sunt pericolul. Și populiști și politicieni în general. Deci ăsta e pericolul numărul unu pentru România. Dacă eliminăm pericolul ăsta, sunt foarte optimist pentru viitor. Dar cu pericolul ăsta, mai ales că la anul e an electoral, aici mi-e teamă mie.